să știu o limbă străină. Am o prietenă care îi place foarte tare să se tatueze. Vă jur, e tatuată din cap până între picioare. Cred, n-am văzut până acolo. Dar e plină de tatuaje, jur, are tot felul de animăluțe, desene, fluturași, mesaje. Are un mesaj pe partea asta, de sus până jos, scris în chineză. Și am întrebat-o ce înseamnă și mi-a zis, de asta mi-am scris în chineză, să nu înțeleagă tot prostul. Și eu zic, perfect. Zic, dar tu știi chineză? Și mi-a zis, nu. De unde știi că nu scrie pe tine dragonul roșu? Ești proastă, tu ești nebun. S-a supărat pe mine. Cel mai recent tatuaj pe care și l-a făcut, și-a tatuat aici pe antebraț cuvântul believe. A venit foarte mândră la mine și mi-a zis, ia uite ce tatuaj mi-am făcut. Am citit believe, nu prea știu engleză, dar știam de asta, cu believe in God, de exemplu, believe in you, believe in life. Și am citit doar believe, am mai căutat pe aici. Zic, dar believe în ce? Și mi-a zis, în engleză.